Salutare și bun revenit la un nou episod de vlog. Marius Mitrache mă numesc, iar astăzi vreau să discutăm despre primele rezultate. În cât timp te faci mare? Am ales acest peisaj de sală la cardio, tocmai pentru că postez foarte des. Deci dacă vă interesează subiectul fitness cu toate domeniile lui tangențiale, adiacente, abonați-vă pentru că discutăm foarte mult fitness foarte des. Deci, în cât timp te faci mare? Te-ai apucat de fiare, ai făcut primele antrenamente, când vor veni primele rezultate? Cred că este cea mai des întâlnită întrebare și vreau să o adresăm astăzi pendelete. Înainte de toate, ce înseamnă să fii începător? Că auziți constant termenii de avansat, intermediar, începător. Începător înseamnă că ești foarte departe de potențialul tău de dezvoltare. Adică dacă potențialul tău maxim de dezvoltare e undeva aici, tu ești la început. Deci, cu cât ești mai departe de potențial, cu atât rezultatele vor veni mai repede. Lucru valabil în absolut orice domeniu al vieții. Lucru valabil în orice sport. Primele rezultate vor fi de departe cele mai rapide. Primele rezultate vor veni fără să știi practic mare lucru despre sportul ăsta. Adică e suficient doar să mergi la sală, să faci ceva în loc de nimic. După care vor veni alte finețuri. Va veni cunoașterea faptului că alimentația contează foarte mult. Că suplimentele au și ele oarecare pondere. Că nu orice antrenament e la fel de eficient pentru toată lumea. Dar standardul de admitere pentru progres, la început, este foarte, foarte mic. Așa că toată lumea progresează oricât de greșit ar face toate lucrurile. Chiar dacă nu știi să mănânci, majoritatea nu știu să mâncăm. Chiar dacă nu știi să te antrenezi, majoritatea nu știam să ne antrenăm. Chiar dacă nu înțelegi execuțiile corecte și nu ai avea de unde să le știi, tot poți progresa. Lucru ce nu mai e valabil la nivel de avansat. Dacă ești avansat, trebuie să maximizezi tot. Să maximizezi odihna, suplimentele, nutriția, antrenamentul, conexiunea. Să minimalizezi accidentările care te pot ține pe bară. Deci dacă stai pe bară, o să și regresezi, nu doar că nu o să progresezi. Primele rezultate vor veni foarte repede. Din punctul meu de vedere, vor veni aproape imediat, să zicem. În momentul în care m-am apucat de fiare, am văzut la câteva zile diferență. Primul lucru pe care l-am observat este rotunjimea bicepsului. La cineva care nu trage de fiare, bicepsul ajunge aici în inserție, la nivelul cotului, ajunge cumva drept. În momentul în care tragi de fiare, el e cumva rotund. La fel, brachioradialul. Am observat că se rotunjește. Sunt primele detalii pe care le vezi la cineva care se apucă de fiare. Când vine vorba de piept, am văzut că prima dată răspunde zona externă a pieptului. Când vine vorba de greutate pe cântar, câte kilograme te poți aștepta să iei în cât timp? Am să fac referire iarăși la exemplu personal, ceea ce nu înseamnă că e un standard. Dar am luat în primele 2 luni de zile 8 kg. De ce 8? În primul rând, cele 8 kg nu reprezintă masă musculară. Nici măcar, probabil jumătate. La un moment dat fumam. Când fumezi, apetitul tău este foarte scăzut. Motiv pentru care sunt mulți cei ce fumează pe pregătire. Pentru că ai înlocuit un automatism cu altul. În loc să deschizi ușa la frigider să vezi ce e de mâncare, fumezi și ai înlocuit un automatism, într-adevăr, cu unul mai nesănătos, ce-i drept, sau la fel de nesănătos, că se moare și de la cancer și de la obezitate, dar măcar îți vei atinge obiectivul de a putea ține dieta și eventual să vii într-o formă mai bună la concurs. Am divagat, revenim. Pentru că a dispărut din viața mea fumatul, mi-a revenit pofta de mâncare. Și deci am avut un noroc fantastic că în momentul în care m-am lăsat de fumat, am simțit și nevoia să fiu activ. Nu vreau să mă îngraș. Era horror pentru mine chestia asta. Am început să mă antrenez și am început să mănânc mult. Știam că trebuie să mănânc, nu știam ce trebuie să mănânci. Mi-aduc aminte că primele noțiuni despre ce înseamnă proteină le-am luat dintr-o carte de bucate, unde găsisem că gelatina are 85% proteină și mi-am luat prima dată pliculețe de Dr. Oetker de gelatină. Credeam că asta înseamnă proteină, concentrat proteic, izolat. Ce luați voi acum ca suplimente și iau și eu? Eu credeam că e sub formă de plic de gelatină la vremea aia. Mă rog, habar n-aveam, de unde era să știu. Și de multe ori când vă zic că toate gafele pe care le-ați făcut voi le-am făcut și eu, și poate mai multe, sigur mai multe, nu știu câți dintre voi mă credeți, dar vă asigur că e adevărat. Când vine vorba de centimetri, pentru că și pe voi vă interesează, sunteți la început și te interesează câte chile, câți centimetri, câte kilograme pui pe bară. Am avut 28 în braț, la 54 de kg, la 17 ani, aceeași înălțime, cel mai probabil 1,66. 2 luni mai târziu m-am apucat a 10-a spre a 11-a, vacanța de vară. Și am ajuns în sală cu 61, ceva de genul, și de la 28 în braț la vreo 33 în braț, ceva de genul. Vreo 5 cm am luat. Progresul a fost wow. Repet, în toată perioada asta de 2 luni, habar n-aveam ce făceam, din niciun punct de vedere. Făceam circuite la subsol, cu o încropeală de gantere și de bănci și de haltere, adică n-aveam absolut nimic din ce se poate considera confort și sală. Aveam doar voință și etica muncii de la alte sporturi pe care le-am făcut. Știam ce înseamnă să te antrenezi tare și n-aveam de gând să fete sistemul să mă antrenez ușor. De ce vă spun toate astea? Pentru că, din perspectiva mea și o perspectivă personală, la nivel de fitness în general, se presupune că în momentul în care îți vine un începător, îl bagi ușor în domeniu. Și asta e adevărat. Sunt de acord cu chestia asta cu să
îl introduci ușor în domeniu, în momentul în care nu știe execuții, nu știe nimic. Trebuie să învețe să execute corect. Asta nu e discutabil, pur și simplu, nu e discutabil. Asta trebuie să o faci, ca antrenor, în orice domeniu. Îl înveți pe om să execute corect și corectezi greșelile. Bun, după care, aici intervine discuția. Când vine vorba de omul de rând, sunt de acord să-l încep cu full body. Total de acord. Dar când vine vorba de cineva care este go-getter, care este fanatic, prin definiție, eu, care este sportiv, care are un fel de ADHD, nu poate să nu facă o mișcare, să nu facă sport. Și dacă se îndrăgostește de un domeniu, îl consumă, pur și simplu. Ascult o melodie, o dau pe repeat până mă plictisesc de ea. Într-o zi nu mai vreau să o aud. Ei, pentru oamenii de genul ăsta, care sunt dispuși să facă performanță și pe care îi alege cumva sportul, să zicem, oarecum, pentru ei, în momentul în care introduci prea lent, prea treptat stimulii ăștia, îi pierzi. Noi vrem să consumăm repede, atunci. Nu zic să faci program de avansație, nu zic să faci HIIT sau să faci SST sau să faci FST 7, ceva de genul. Nu. Zic doar să nu tratezi nevoile cuiva care e născut să fie sportiv de performanță ca mentalitate, chiar dacă nu are abilitățile fizice, lăsăm o parte asta, dar mentalitatea de sportiv de performanță, nu poți să-l ții în frâu ca să se antreneze ca restul lumii, care nu are nici scopul, nici drive-ul, probabil nici geneticul. Revenim la ce vă spuneam anterior. Ești începător aici. Progresul tău maxim este aici. În momentul în care o iei lent, se presupune în fitness că trebuie să vii cu stimuli foarte lent, în timp, ca să storci fiecare bucățică de progres. Lucru cu care sunt oarecum de acord. Dar dacă începi lent și o întinzi pe 10 ani de zile ca să ajungi la un tip de antrenament, să zicem, pe 4 zile. Dacă judecăm că full body e pentru începători și upper lower e pentru intermediar și push pull legs e pentru avansați, să zicem, deși nu e niciun consens pe chestia asta, după 10 ani de zile, să zicem că ești avansat de la ca lumea, profesionist avansat, să zicem, și deci progresezi la un alt tip de antrenament pe 4 zile. Chestia asta nu face ca vârful tău maxim, teoretic, să fie împins mai sus doar pentru că ai abordat-o mai din lung. Absolut deloc. Eu consider, și atenție, este o perspectivă personală pe canalul meu personal, deci puteți să fiți de acord sau să nu. Chiar vă rog să o combateți cu argumente, dacă aveți. În momentul în care intri în pâine mai rapid, ca începător, și vii cu, exact ce ziceam, o etică de la alte sporturi, care sunt infinit mai grele din punct de vedere al efortului pe care îl depui în sală, la antrenament, atunci și progresul tău inițial va fi mai mare. Nu va mai fi de genul așa și te duci 10 metri de acum încolo până ajungi, la un moment dat, la nivel de avansat profesionist, cum am vrut eu să categorisesc chestia asta. La mine și la mulți alții nu a existat chestia de full body, nu a existat chestia de începător. M-am antrenat cum s-a antrenat toată lumea. Motiv pentru care am și progresat enorm. Și după primul an sau primii doi în care am luat mare parte a masei musculare, următorii ani am stagnat. Adică, în primele 2 luni am pus 8 kg. M-am stabilizat, am mai dat 3 și am rămas cu 5, forever. După care, în momentul în care am tras linie după un an de zile, am avut undeva la 14-15 kg luate. Deci de la 54 la 68-69, ceva de genul. De la 28 în braț la vreo 40. În următorul, asta într-un an. În următorul an am ajuns la 71-72, adică am mai pus doar 3-4 kg. Și în braț aproape nimic. Dar a existat o recompoziție corporală. M-am mai definit puțin, am mai crescut puțin. Și cam gata. Cam 90% din ce am reușit să obțin ca natural, în 4 ani cât am stat natural ca începător, ca junior, ei au fost mușchi. Într-adevăr, după aceea au apărut și detalii, a apărut o separare. Am progresat, dar mare parte, 80-85% din mușchii pe care i-am pus, i-am pus în primii 2 ani de fiare. Și 70%, probabil 65% i-am pus în primul an. Deci, în momentul în care întrebați cât de rapid pot să progresez, e bine, pot să progresez foarte rapid dacă o joci pe termen scurt. Dacă intri în pâine tare, mai ales că aveți avantajul de a avea atâtea cunoștințe. La vremea respectivă, acum 20 de ani, sursele mele de informare erau de genul. Întrebam în sală oameni care de multe ori nu știau mai multe decât mine sau citeam reviste. Abia apăruse internetul și consumam tot ce prindeam, erau niște forumuri, dar nu aveam surse. Asta încerc să vă spun. Acum aveți la îndemână, la primul Google, nelimitat de multe surse de informare. Într-adevăr, nu toate sunt la fel de calitative, dar găsiți studii, găsiți absolut ce vreți voi. La ce nivel vreți să învățați chestia asta, fie că teoretic, academic, ca feedback, găsiți. Eu nu găseam la vremea respectivă. Dacă aș fi avut acces la sursele astea, aș fi fost probabil în toți anii ăștia un culturist mult mai bun. Dar asta e. Bun, sper că v-am răspuns, sper că ați înțeles logica mea, sper că v-a fost de folos într-un fel sau altul. Pentru mai multe videouri de fitness, abonați-vă, activați notificările, dați un like și un share cuiva care ar trebui să vadă video-ul ăsta. Nu uitați că suplimentele de la Gym Beam și abonamentele de la SX le găsiți în secțiunea de mai jos cu cele două coduri de reducere, Marius5 și Marius25. Urmăriți-mă și pe Instagram și pe TikTok, iar din restul de videouri făcute de mine YouTube consider că pe acestea două le-ați găsit interesante.
Vă salut, baftă!